La matematică ești printre elevii de excepție ai României. La ce altă materie, ce altă materie îți place și la care ești bună? Plac mai multe așa, dar nu pot să spun sigur cât de bună sunt sau așa. Îmi place informatica pentru că e foarte relaționată cu matematica. Și ca alte materii, așa, la școală nu ar mai fi niciuna. Mai învăț diverse lucruri în timpul liber, dar la școală nu pot zic că mai există vreo materie care îmi place. Pe de altă parte, care sunt materiile care îți displac profund? Aș putea să spun că științele nu sunt partea mea, gen fizica și chimia chiar nu. De când am început prin a șasea să le fac, chiar nu erau pentru mine, ca să zic așa. Dar cum s-a născut la tine pasiunea pentru matematică? Nu știu, s-a născut, nu știu, cred că a venit efectiv. De când eram mică, mă fascinau numerele. Mi se păreau foarte interesante și am tot încercat să descoper puțin din misterul lor. Îți place informatica, ai spus. Da, puțin. Mai mult pentru că e în legătură cu matematica, ca să zic așa, și am extins puțin și îmi place și informatica. Dar jocuri pe calculator joci? O, Dumnezeule, nu. Tot timpul mă plictisesc tot timpul la jocuri. Am încercat să joc diverse și după 2-3 zile maxim mă plictiseam, n-aveam nicio șansă. Și am mai tot vorbit cu lumea și mi s-a spus că nu am încercat jocul potrivit. Am încercat diverse, dar nu, chiar nu. Mă plictisesc, nu știu. Facultate afară sau în țară? Cred că afară. Ce anume și de ce? Mă gândeam să fac ceva relaționat cu matematica, poate nu chiar matematică pură. Nu știu, în afară mă tentează foarte mult pentru că e mult mai flexibil și pot să iei o facultate și să faci mai multe lucruri în România. Nu știu, nu aș avea atât de multe opțiuni. Ar trebui să fac matematică sau economie și m-aș duce la facultatea respectivă și aș face numai cursurile legate de economie sau de matematică. În schimb, la o facultate din afară se pot face mai multe cursuri la aceeași facultate fără nicio problemă și se dezvoltă mai multe abilități. Ai început să-ți faci aplicațiile sau... Da, lucrez la ele. Te-ai gândit spre ce facultate sau măcar spre ce țară? Cred că Statele Unite și poate Anglia. Revenind în țară și la un eveniment recent întâmplat, cum au fost barajele? Cum au fost barajele? Lungi, Dumnezeule, au ținut 2 luni, deci 2 luni cu tot cu... A fost pauze între ele și așa și s-au extins la 2 luni cu tot cu naționala. Ce pot zic? Au fost stresante, nu, ca să fiu sinceră, destul de stresante, dar bine că s-au terminat, ca să spun așa. Și că ai trecut mai departe. Da. Ai avut emoții sau erai destul de sigură pe ceea ce faci? Nu pot zic că eram sigură de ceea ce fac, niciodată nu am mers la sigur. Adică rare ori am putut să zic, da, o să mă duc și absolut, o să merg mai departe. Pur și simplu m-am dus și am încercat să fac cât mai mult pentru mine, în primul rând. La ce te aștepți de la subiectele de la Olimpiada Internațională de Matematică? Mă aștept să fie frumoase, să fie probleme interesante care să merite să fie văzute și nu mă îndoiesc că o să fie așa. Sunt probleme selecționate de foarte mulți ochi, ca să spun așa, și rare ori se întâmplă să fie probleme mai ciudate. Mă aștept să fie frumoase. Cred că asta e singurul lucru. Ești singura fată din lotul actual al României. Ce se întâmplă cu celelalte loturi din experiența pe care ai avut-o până acum? Crezi că te mai întâlnești acolo cu multe fete sau care este procentul? Nu știu, procentul. Mi se pare că era 10% sau așa ceva de fete internaționale, dar m-am mai uitat la paginile diverselor țări și am mai văzut colegii cu care m-am mai întâlnit și cu alte ocazii și da, o să mai fie și fete cunoscute, ca să spun. Cum e să fii singura fată din lot? E altfel, nu știu. E destul de, nu știu, greu, ca să spun așa, să fii singura fată, pentru că există diferențe foarte mari între a fi o fată și a fi un băiat. Și se văd la fiecare pas pe care îl facem. Cum ar fi? Dă-ne un exemplu. Cum ar fi? Nu știu, lucrurile care ne plac să le facem. Băieților le plac anumite lucruri care mie nici nu-mi trec prin cap
și care nu, chiar nu-mi plac și invers. Și atitudinea care o luăm în fața diverselor probleme. Ai inventat vreodată probleme de matematică? Nu, sincer, nu cred că am inventat vreuna. Am mai făcut așa, ceva gen, era o problemă și am mai schimbat eu niște date și nu știu că trebuia să o dau undeva, dar oricum originale, nu. Ai o strategie de învățare pe care ai putea o să o împărtășești și elevilor care se chinuie acum cu BAC-ul, cu evaluarea națională? O strategie de învățare? Nu știu, de exemplu, chestia cu BAC-ul și cu evaluarea națională, cred că e... Nu știu, dacă s-a învățat pe parcursul acelor ani, nu cred că ar fi nicio problemă cu trecuturi și cu scosul unei note destul de mari. E pur și simplu chestia, nu știu, să mai repezi teoria sau diverse tehnici, că la urmă e o chestie de tehnică, sunt niște lucruri și care se tot dau și trebuie să ai exerciții atâta tot. Ai greșit vreodată la un calcul elementar, gen 2 plus 2 egal 5, și care să-ți fi dat peste cap, evident, întreaga problemă, dar și să-ți ia și o medalie? Am pățit anul trecut, am căzut două numere și în loc să, când am făcut scăderea, în loc să scriu că 10 minus 3 e 7, am scris că e 6. Că am avut impresia că se face nu știu ce pe acolo pe la scădere. Și era cât pe ce să mă coste medalia de aur, dar am avut noroc și nu m-a costat. Dar a fost foarte... Da. Îți dai seama, da, am scris 10 minus 3, cât face 7, a, și eu cât am scris 6, a, da, o mică diferență. Da. Care este coșmarul tău atunci când te gândești la concursurile care vin? Coșmarul cred că este să am un moment de orbire. Mi s-a mai întâmplat și este foarte, foarte neplăcut, nu știu, pur și simplu să te duci, să primești subiectele, să le citești, să nu vezi, ca să zic așa, ce se întâmplă în problema aia. E foarte, foarte neplăcut. E chestia mentală, ca să zic așa. Citești problema și nu realizezi efectiv ce se întâmplă în acea problemă. Deci o citești, înțelegi enunțul, dar nu ai, cum să zic, pătrunderea aia matematică, ca să spun așa. Și ți s-a întâmplat un astfel de blocaj? Da, mi s-a întâmplat de mai multe ori. Știu că am adus la diverse concursuri și eram acolo, mă concentram și după aia ieșeam și eram pur și simplu în gol. Nu puteam să zic că am simțit ceva în momentul ăla, în concurs. Și atunci nu dai seama că ceva nu era ok și, într-adevăr, s-a văzut rezultate. Că rezultatele erau foarte proaste în momentele de genul acela. Ai învățat să-ți depășești momentele de blocaj? Da, am încercat, nu știu, să găsesc într-un fel sau altul cauza, care oricum nu pot să bag mâna în foc, care a fost. Și ce anume? Nu știu, s-a mai întâmplat să fiu foarte obosită sau, nu știu, să nu mai fi lucrat în ultima perioadă și să-mi fie și din mână. Sau pur și simplu, ai o zi proastă, se întâmplă la toată lumea. Ce este pentru tine matematica? Cum o vezi? Nu știu, pentru mine matematica în momentul de față e un mod de a gândi, e un mod de a... Așa îmi trăiesc viața, ca să spun așa, nu știu, îmi ocupă cel mai mare procent din timp.